Unitate școlară de prestigiu din Dolj și din țară, Colegiul Național Elena Cuza a ales să marcheze cei 190 de ani alături de elevii și profesorii din prezent, dar și de cei din trecut, cu speranța că spiritul cuzist, așa cum a fost gândit de generațiile trecute, este păstrat și de cele actuale. Festivitatea a avut loc în Amfiteatrul Unității de Învățământ. Elevii și profesorii au trecut împreună prin evenimente istorice care au schimbat harta geopolitică a lumii. Ce i-a ținut împreună nu sunt zidurile, ci dorința de cunoaștere, spiritul critic și valorile morale pe care educația le promovează. Și aceste lucruri sunt valabile și azi. Colegiul Național Elena Cuza, așa cum spunea și domnul director, are o istorie bogată în spate. De-a lungul timpului a format generații și generații de oameni care au performat în toate domeniile. Mă bucur și salut pe această cale prezența astăzi, la aceste festivități, a reprezentanților generației 1973. Poate vă întrebați de ce am simțit nevoia să revenim în acest liceu. Am venit pentru că ne-a fost dor de clasa noastră, ne-a fost dor de zidurile acestea. Ne-am amintit atunci când am avut ocazia de profesorii noștri. Elevii acestui colegiu participă la olimpiade și concursuri, se implică în acțiuni de voluntariat, iar cei mai mulți dintre ei au obținut performanță la limbile străine. Cei care iubesc limba germană nu doar că participă la concursuri, ci se ocupă și de revista de germană a școlii. Astăzi vă voi prezenta revista școlii, Wir sind wir, în limba germană, alături de colegii mei. Prima parte se numește Despre noi și creativitatea noastră în limba germană. Aici avem articolele elevilor Bărăitaru, Gabriela și Șerban Vlad, care au obținut premii la un concurs național de limba germană și interviul realizat de mine cu voluntara noastră, Mia Geiger, în care ea povestește lucruri interesante despre experiențele în școala noastră și în România. Elevii sunt devotați și implicați, iar asta o demonstrează rezultatele obținute la concursuri și olimpiade. Sunt mândri că studiază la acest liceu și vor să transmită spiritul cuzist și altora. Sunt mândru de liceul meu. Sunt mândru că fac parte din acest liceu, că am prieteni care se identifică drept cuziști, mândru că în 2 ani voi fi parte dintre zecile de mii ce au terminat acest liceu. Pentru mine a însemnat foarte multe oportunități, un spațiu de învățământ foarte prielnic, în care am putut să mă dezvolt pe plan personal și educațional. Profesorii mi-au fost alături, m-au ajutat să-mi aleg drumul profesional. Oferim un omagiu, atât al Elenei Cuza, cât și al eforturilor mari care au fost depuse de atât de elevi cât și de cadre didactice. De astăzi și până vineri vor avea loc mai multe activități dedicate aniversării celor 190 de ani.